Proiectul Screening pentru cancerul de col uterin și tratament precoce, finanțat prin Fondul Social European. Programul operațional Capital Uman a fost lansat miercuri 28 iulie în județul Călăraș, în prezența partenerilor din proiect, a autorităților locale și a specialiștilor medicali în domeniu. SCUT este un program complex de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin, oferind investigații medicale gratuite pentru 1700 de femei din regiunea Sud-Muntenia, județele Argeș, Călăraș, Dâmbovița, Ialomița, Giurgiu, Prahova și Teleorman, provenind în special din grupuri vulnerabile. Proiectul este implementat de Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului Alexandrescu Rusescu, în parteneriat cu Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen Filia, Fundația Renașterea și Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate. În cadrul programului, femeile din regiunea Muntenia pot beneficia de testare gratuită Babeș Papanicolau și HPV, pentru depistarea leziunilor colului uterin, fie în cabinetele medicale de recoltare înscrise în program, oricând pe parcursul anului, fie în cadrul unităților mobile, care vor ajunge în localitățile din toate județele regiunii. Vă mulțumim pentru prezență și este o onoare și o deosebită plăcere să vă avem alături și să beneficiem de sprijinul dumneavoastră într-un demers atât de important, prin care creștem practic șansele la viață ale femeilor din regiunea Sud-Muntenia. Anual, peste 1800 de femei mor în România din cauza cancerului de col uterin și aproape 3400 sunt diagnosticate cu această boală. Incidența în țara noastră este de 2,5 ori mai mare față de media Uniunii Europene. Depistată în fază precoce însă, șansele de supraviețuire cresc semnificativ. Rata mortalității este de 4 ori mai mare în România decât în celelalte țări ale Uniunii Europene, din cauza că acest tip de cancer este depistat încă în țara noastră în stadii avansate, adică 58,4% diagnosticat în stadiile 3 și 4, comparativ cu stadiile 0 și 1, 70% dintre cazuri în țările Uniunii Europene. Incidența acestui tip de cancer poate fi redusă în procent de 80% ca urmare a programelor de screening la nivel populațional. Însă, în România, prevenția și depistarea timpurie rămân încă la nivel de deziderat, în special în rândul populației vulnerabile. Doar 17,6% din femeile din România au efectuat măcar o dată un test Papanicolau, în condițiile în care, în majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, procentul depășește 70%. În aceste condiții, creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța screeningului de cancer de col uterin este imperativă. Avem așadar, ca temă, la această conferință și ca obiectiv al proiectului SCUT, screening pentru cancerul de col uterin și tratament precoce, proiect finanțat din Fondul Social European prin programul operațional Capital Uman 2014-2020, o chestiune extraordinar de importantă pentru sănătatea femeilor din regiunea în care ne aflăm. Diagnosticarea afecțiunilor oncologice în stadiu incipient, ce va conduce inevitabil către creșterea ratei de supraviețuire. Mulțumesc în numele beneficiarului acestui proiect, Institutul Național de Sănătate a Mamei și Copilului, Alexandrescu Rusescu București și al partenerilor, organizațiile non-guvernamentale, Centrul Filia, Centrul Sastipen și Fundația Renașterea, pentru susținere și prezență domnului primar al municipiului Călăraș, Marius Grigore Dulce, reprezentanților Consiliului Județean, doamnei dr. Adriana Ciurică, manager de proiect, doamnei dr. Carmen Ungurean, coordonatorul Programului Național pentru Depistarea Precoce a Cancerului de col uterin din partea Institutului Național de Sănătate Publică, domnului profesor dr. Nicolae Suciu, doamnei Cristiana Copăs, vicepreședinte fondator al Fundației Renașterea, doamnei Cristina Bahnaru, expert Centrul Filia, domnului Rad Manuții, președinte Centrul Sastipen, doamnei dr. Carmen Truică, din partea DSP Camelia Truică, din partea DSP Călăraș. De asemenea, îi mulțumim domnului manager al Spitalului Municipal Călăraș, care a fost alături de noi și care ne invită la o discuție ulterior, că nu am mai putut să stăm. Deci, după ce plecăm de aici, mergem și discutăm concret despre pașii ce urmează de făcut. Mulțumim pentru parteneriatul cu Primăria Călăraș, care ne-a sprijinit inclusiv în campania de testare prin Unitatea Medicală Mobilă, care acum își desfășoară activitatea în zona adiacentă primăriei și ne-a susținut în organizarea acestei conferințe. Mulțumesc și echipei domnului primar, care a fost foarte eficientă și ne-a ajutat foarte mult în organizarea acestei conferințe.
și îl invit acum pe domnul primar Marius Grigore Dulce să ne adreseze un cuvânt de bun venit. Mulțumesc și bine ați venit la noi, la Călăraș. De prima dată când am auzit de acest proiect, am fost de acord pentru că ne preocupă sănătatea femeilor din comunitatea noastră, pentru că nu toată lumea poate să-și permită aceste testări și de aceea, de fiecare dată când veți vrea să faceți astfel de proiecte sau altfel de proiecte în care sănătatea oamenilor este pe primul loc, suntem alături de dumneavoastră. Noi nu facem astăzi decât să fim gazdă, cu gazdă primitoare, pentru că pe dumneavoastră vă preocupă sănătatea femeilor din comunitatea noastră. Mulțumesc și oricând sunteți bineveniți. Vă mulțumesc tare mult, domnul primar, și apreciem enorm receptivitatea cu care dumneavoastră ați răspuns solicitării noastre în oferirea de investigații medicale femeilor din comunitatea dumneavoastră. De asemenea, aș vrea să mulțumesc și să salut prezența domnilor primari ai localităților Ciocănești, Chirnoș, Grădiștea, Mănăstirea și Ulmeni, unde unitatea mobilă a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului a efectuat sau va efectua investigații medicale datorită sprijinului dânșilor. Și aș vrea să vă spun că până în prezent, în aceste localități plus în celelalte localități din județele regiunii submuntene, au fost efectuate 1100 de teste medicale în o lună și jumătate de când am debutat această campanie cu Unitatea Mobilă. O rog pe doamna doctor Ciuvică, managerul acestui proiect, doctor în științe medicale și șef de secție al Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului, să ne prezinte necesitatea proiectului SCUT și activitățile pe care ni le-am asumat cu toți partenerii în cadrul proiectului în vederea creșterii ratelor de supraviețuire din cancerul de col uterin. Mulțumesc tuturor pentru prezența și interesul arătat acestui proiect. Doresc să adresez mulțumiri speciale primăriei Călăraș pentru găzduire și pentru tot sprijinul acordat în organizarea acestui eveniment, Consiliului Județean și dumneavoastră tuturor care ne onorați astăzi cu prezența. Ne aflăm astăzi în fața dumneavoastră pentru că, din punctul nostru de vedere, cancerul de col uterin reprezintă o urgență majoră de sănătate publică pentru România și de aceea vom încerca în câteva minute să vă demonstrăm importanța demersului nostru. O să vă spun câteva cuvinte despre cancerul de col uterin și despre agentul său etiologic, virusul papiloma uman. Există peste 120 de genotipuri de papilomavirus, dintre care 15 pot produce cancerul de col uterin. Cele mai frecvente genotipuri responsabile pentru apariția cancerului de col sunt tipurile 16 și 18, care sunt și prezente în toate cele trei tipuri de vaccin care există în prezent. Este important de știut însă că 8 din 10 femei active sexual vor avea în cursul vieții o infecție cu HPV. Infecția cu HPV este însă o infecție tranzitorie, este o infecție autolimitantă, se vindecă de la sine fără a lăsa urmări în peste 80% din cazuri. Atunci însă când această infecție devine persistentă, adică persistă mai mult de 6-12 luni, în special la femeile de peste 30 de ani, ea provoacă leziune ale colului uterin, care în final pot duce la cancerul de col. Vă voi spune câteva cuvinte despre cancerul de col, despre agentul său etiologic și despre importanța introducerii screeningului viral, adică despre importanța genotipării HPV în screeningul cancerului de col în România, adică exact ceea ce încearcă să realizeze proiectul nostru. Așa cum a spus și colega mea, din păcate România ocupă un loc fruntaș pe podium într-un clasament negativ în ceea ce privește cancerul de col uterin. Astfel, are cele mai înalte rate standardizate de morbiditate, de incidență și mortalitate din Europa, 34,9 cazuri noi la 100.000 de femei și o mortalitate de 14,2 la 100.000 de femei. Dar cancerul de col uterin este și cea mai ușor de diagnosticat formă de cancer, ea putând fi prevenită, într-adevăr, în proporție de 80%, prin două modalități foarte simple. Una este vaccinarea împotriva infecției persistente cu papilomavirus și cea de-a doua este screeningul femeilor adulte, ce permite, practic, depistarea leziunilor precanceroase ale cancerului de col.
Studiile anului 2016 au arătat, din păcate, că una din 10 femei din România nu a fost la un control de rutină în ultimii 10 ani. 35 au fost doar, practic, o singură dată. Cancerul de col uterin reprezintă și în Europa una dintre cele mai frecvente localizări ale cancerului, ocupând locul 4 în rândurile localizărilor neoplazice ale sexului feminin și locul 2 în rândul femeilor cu vârstă cuprinsă între 15 și 44 de ani. Posibilele cauze ale impactului ridicat ale cancerului de col uterin asupra mortalității în România ar fi, pe de o parte, conștientizarea redusă a riscului de îmbolnăvire. Femeile practic ezită să meargă la medic, mai ales dacă au o stare de sănătate bună, nu prezintă semne și simptome de boală. Apoi lipsa vaccinării anti-HPV. Vaccinarea împotriva virusului HPV a fost reluată de-abia în anul 2020 și deși sunt mulți părinți care doresc să-și vaccineze fetițele, gradul de acoperire a vaccinului a rămas încă foarte redus. Apoi, un screening suboptim pentru cancerul de col uterin. Practic, sub 10% din femeile eligibile realizează acest screening. Apoi, teama femeii și a româncelor, în general, pentru un diagnostic nefast. Diagnosticul primar pus în, stabilit în stadii tardive. De ce să nu recunoaștem posibilitățile reduse de diagnostic și tratament? Numărul scăzut de oncologi medicali și radioterapeuți raportați la povara bolii și lipsa echipamentelor multidisciplinare pentru managementul acestei boli. Toate acestea, însumate, se traduc printr-o supraviețuire nepermis de scurtă cu cancer de col uterin și o mortalitate nepermis de ridicată. Vorbind despre regiunea Muntenia Sud, practic, aici se găsesc 14,6% din totalul național al femeilor cu vârstă cuprinsă între 25 și 64 de ani. 80% dintre ele, din păcate, nu au efectuat niciun test. Doar 18,5% au efectuat unul din cele două teste și 1,4% doar ambele teste. 50% dintre femei nu asociază infecția HPV cu cancerul de col uterin. Chiar una din 10 femei consideră falsă informația că infecția cu virusul HPV provoacă cancer de col. Voi vorbi puțin despre rolul, despre ce reprezintă proiectul nostru. Voi face un scurt istoric. Astfel, în 2012, Ministerul Sănătății implementează un program național de screening al cancerului de col, care prevede testarea femeilor cu vârstă între 25 și 64 de ani, la 5 ani interval, doar prin frotiu citologic convențional. Între 2014 și 2020 se inițiază integrarea screeningului primar HPV al Programului Național de Screening al Cancerului de Col în parteneriat cu Institutul Național de Sănătate Publică în cadrul proiectului POPU, etapa 1. Între 2020 și 2024 urmează etapa a doua, în care se încadrează și proiectul nostru, care vizează accesul la screening al tuturor femeilor eligibile la risc, în special a celor defavorizate, în proporție de minim 50%. Vizăm că aproximativ 50% dintre femei vor fi testate prin proiect să fie din grupurile vulnerabile, dar dorim să subliniem, practic, că din punct de vedere al riscului de cancer de col, toate femeile din grupa 24-64 de ani se află la risc. Recomandările Consiliului Europei, ale ghidurilor europene și OMS-ului specifică următoarele. Programele de screening pot reduce riscul de cancer cu 30 până la 50% și în statele cu experiență în implementarea de astfel de programe, incidența cancerului de col practic a scăzut cu până la 80%. Există însă niște condiții ca aceste programe într-adevăr să dea rezultate, astfel participarea femeilor să fie regulată odată la 5 ani, acoperirea cu servicii să fie de peste 50%, iar pentru cazurile cu rezultate pozitive la testare, să fie asigurat accesul la serviciile ulterioare de diagnostic și tratament.
impactul pe termen lung va fi, bineînțeles, scăderea incidenței cancerului de col uterin, scăderea gravității cancerului de col, prelungirea duratei de viață activă și astfel diminuarea presiunii și costurilor din sistemul de sănătate și, practic, al costului social și economic pe care aceste îmbolnăviri premature îl implică. Proiectul nostru este finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 4, incluziunea socială și combaterea sărăciei. Având în vedere, are ca parteneri Asociația Centrului de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen Filia, Fundația Renașterea pentru Educație, Sănătate și Cultură și Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate. Bugetul este de aproximativ 10,5 milioane de euro, durata de implementare fiind august 2020, noiembrie 2023. Obiectivul general al proiectului, așa cum este formulat el în manualul beneficiarului, este acela de a promova incluziunea socială, practic prin creșterea accesului egal și echitabil la servicii medicale. Programele de screening vizează populația aparent sănătoasă, care nu are semne și simptome de boală. De aici dificultatea de a convinge femeile să se prezinte la testare înainte, practic, ca ele să resimtă o problemă de sănătate. Dar depistarea riscului de boală înainte ca aceasta să se instaleze și intervenția din timp asupra acestor factori de risc este ceea ce numim noi, de fapt, prevenție în adevăratul sens al cuvântului. Proiectul SCUT este un program complex de prevenție, depistare precoce, screening, diagnostic și tratament al cancerului de col uterin, oferind investigații medicale gratuite la peste 170.000 femei din regiunea Muntenia Sud, adică din 7 județe, Argeș, Prahova, Giurgiu, Teleorman, Ialomița, Călăraș și Dâmbovița, dintre care minim 50% aparțin grupurilor vulnerabile. În cadrul programului, femeile pot beneficia de testare gratuită Babeș, Papa Nicolau și HPV pentru depistarea leziunilor de la nivelul colului uterin. Astfel, femeile cu vârsta între 24 și 29 de ani vor beneficia de testare Babeș, Papa Nicolau, iar femeile cu vârsta între 30 și 64 de ani vor beneficia de testare HPV. Dacă unul din cele două teste va fi pozitiv, se va efectua automat și cel de-al doilea test, femeia urmând apoi algoritmul de diagnostic și tratament al leziunilor precursoare cancerului de col. Dacă pacienta este asigurată, ea va beneficia de bilet de trimitere de la medicul de familie pentru consult de specialitate. Persoanele neasigurate însă, cu rezultate pozitive, vor fi sprijinite în cadrul proiectului să obțină statutul de asigurat, inclusiv prin colaborarea cu autoritățile locale pentru a facilita obținerea acestui statut. Deci chiar dacă sunt neasigurate, aceste femei vor fi aduse la INSMC, respectiv la Centrul de Prevenție și Tratament, pentru colposcopii, pentru biopsii, pentru tratamente excizionale ale leziunilor precursoare, cu sprijinul Filia și SASIPE. Proiectul nostru, spre deosebire de etapele inițiale, încearcă implementarea screeningului primar viral prin testarea ADN HPV la categoria 30-65 de ani, care este considerat optim dacă se efectuează la 5 ani interval și care încearcă să înlocuiască practic screeningul primar citologic care se practica până acum la interval de 3 ani sau chiar anual. Testarea ADN HPV nu se recomandă femeilor cu vârsta sub 30 de ani, deoarece rata de epurare spontană a virusului HPV într-un interval de 8-12 luni este de peste 80% la această categorie de vârstă. Și de aceea, la femeile până la 29 de ani se va face screeningul citologic prin citologie Babeș-Papanicolau și peste 30 de ani se va face screeningul viral prin genotipare ADN HPV. În acest an, de când am început proiectul, practic, s-a realizat constituirea echipei, s-au desfășurat acțiuni de dotare cu echipamente și aparatură medicală necesară derulării activității de screening, precum și cele necesare înființării și funcționării centrului de prevenție. Activități de identificare a grupului țintă, a fost elaborată metodologia de testare și parcursul pacientelor cu rezultate pozitive la test,
S-a început testarea cu unitatea mobilă în județele Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman. Peste 550 de paciente în aproximativ 6 săptămâni, dintre care 350 aparținând grupurilor vulnerabile. Și este în curs realizarea metodologiei de afiliere a cabinetelor medicale incluse în programele de screening. În concluzie, proiectul actual interesează un domeniu prioritar de sănătate, iar cancerul reprezintă o prioritate de sănătate publică în România, fiind una dintre cele 5 patologii cronice ce pot fi diagnosticate și tratate timpuriu, având un impact mai puternic asupra persoanelor mai sărace și vulnerabile. Noile descoperiri au ridicat nivelul de așteptare în privința cancerului de col. În România, situația cancerului de col este o urgență de sănătate publică. Parteneriatul cu autoritățile locale, publice, centrale și locale, implicarea societății civile și suportul din partea populației generale, inclusiv cel al presei, constituie elemente de succes și de asigurarea sustenabilității unor astfel de proiecte. Prioritățile sunt reorganizarea programului național și prevenția primului. Vă mulțumesc!